Vești bune de pe litoral, specialiștii de la organizația Mare Nostrum anunță că la început de sezon estival, plajele de la mare sunt mai curate decât anul trecut în aceeași perioadă. 9 sectoare de plajă au fost monitorizate la Tuzla, Vama Veche, Corbu, Constanța, Edighiol, Eforie, Mamaia, Năvodar și Saturn. Pe toate acestea au fost găsite aproximativ 5.000 de deșeuri, de la plastic, materiale textile și cauciuc, până la sticlă, ceramică și metal. Cel mai des întâlnite deșeuri au fost și anul acesta mucurile de țigară. Mare Nostrum este ONG-ul care luptă pentru mai puțin plastic și mai puține mucuri de țigară, atât în oraș cât și pe plajele românești, unde descompunerea lor devine toxică. Stăm de vorbă în continuare cu Angelica Paiu, project manager la Mare Nostrum. Bun găsit, Angelica! Bună ziua, bine v-am găsit! Unde facem plaja anul acesta? Unde este cel mai curat? În ceea ce privește situația pe sectoarele de plajă, cele mai curate sectoare sunt cele de la Tuzla, Mamaia Nord, deși Mamaia Nord de regulă se situa în topul plajelor cele mai murdare, iată că sezonul acesta ne-a făcut o surpriză și este unul dintre cele mai curate sectoare de plajă, și Corbu. În ceea ce privește cele mai murdare plaje, Năvodari, cu 1253 de deșeuri, apoi urmează Constanța și Vama Veche. Sunt turiștii mai responsabili? Sunt cei care au concesionat plajele mai responsabili? Da, eu aș spune că da. Există aceste fluctuații de la sesiunea de monitorizare la o altă sesiune. Pare că avem un trend de scădere și ne dorim ca acest trend să rămână și după sezonul estival. Iar atunci vom vedea exact care a fost gradul de responsabilitate al turiștilor. Care sunt cele mai nocive deșeuri de pe nisip, din nisip? Încă găsim pe plajă elemente care prezintă un risc pentru fauna marină, dar și pentru sănătatea umană. Iar aici reamintesc seringile și acele. De asemenea, găsim recipiente cu medicamente, găsim scutece, iar aceste lucruri ar trebui să fie din ce în ce mai puține, însă încă se regăsesc pe majoritatea sectoarelor, din păcate, nu doar pe anumite sectoare. Se întâmplă asta din cauza că suntem puțin civilizați sau și din cauza lipsei unor coșuri de gunoi pe plajele din Constanța și din stațiuni? Din ceea ce am văzut noi, operatorii de plajă încearcă să asigure infrastructura necesară colectării de deșeuri. Este important ca noi atunci când mergem la plajă să folosim acele coșuri de gunoi, să nu mai îngropăm deșeurile în nisip și de asemenea să nu lăsăm în urmă obiectele personale. Iar aici mă refer la tot ceea ce înseamnă prosoape, obiecte de îngrijire personală. Jucăriile sunt din ce în ce mai numeroase pe sectoarele de plajă, sunt lăsate de copilași în urmă. Apoi ar trebui să fie respectate și acele reguli privind fumatul. Operatorii de plajă chiar fac eforturi pentru a asigura această infrastructură necesară colectării de deșeuri, inclusiv scrumiere montate la umbrelă. Sunt din ce în ce mai mulți cei care montează astfel de scrumiere la fiecare umbrelă. Trebuie doar să le folosim. Deci e responsabilitatea noastră să avem grijă de plajele unde mergem vară de vară și unde ne bucurăm de soare și de mare. Exact. Schimbarea începe cu propria persoană, iar apoi putem deveni exemple pentru cei din jurul nostru. Angelica Paiu, project manager Mare Nostru, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.